Rămașcanii vor primi până la finele acestei luni o scrisoare din partea autorităților locale semnată de primarul Laurențiu Leureanu. Scrisoarea a provocat o serie de reacții din partea unor politicieni care nu s-au lămurit asupra demersului făcut de conducerea orașului. Primarul Laurențiu Leureanu spune că informațiile din scrisoare respectă întocmai legea și un astfel de act poate fi trimis de orice primar. Fiecare contribuabil va primi un plic. În acel plic se află rolul, situația rolului fiscal și o scrisoare a primarului municipiului Roman conform legii. De altfel, tipul scrisorii este prin hotărâre de guvern stabilit. În stânga este stema, sus scrie primăria municipiului, de desubt cabinetul primarului numele și atât. Și pe urmă vine ce este. Eu mai mult, am scris de desubt, emisă conform hotărârii de guvern numărul din anul, articolul. Ca să nu mai fie discuții. Cine are întrebări, se duce direct la legislații. Edilul spune că cei care nu sunt lămuriți asupra modului în care se face această corespondență pot să consulte textul de lege. Articolul care spune că la început de an, primarul municipiului Roman se adresează cetățenilor printr-o scrisoare, într-un format, dă și formatul prin hotărârea de guvern pe care noi l-am stabilit, în care, în această scrisoare, îi felicită pe cetățeni și le urează un an bun, fiind început de an, prezintă principalele activități desfășurate în perioada principală, precedentă, prezintă ce se desfășoară în prezent, ce se va desfășura în viitor, în anul următor. Solicită sprijinul și încrederea. Deci, uite, hotărârea de guvern prevede toate aceste chestii. Edilul Romanului spune că scrisoarea trimisă romașcanilor are rolul de a informa pe aceștia cu privire la taxele pe care le-au de achitat în anul respectiv, dar aduce și lămuriri suplimentare legate de modificările aduse de noul cod fiscal.